Celebra cârciumă unde petreceau Ion Creangă și Mihai Eminescu există și în zilele noastre. Iașiul este recunoscut pentru locurile sale pline de istorie și farme pitoresc, pământ străbătut de-a lungul vremii de clasici ai literaturii românești, precum Mihai Eminescu sau Ion Creangă. În capitala Moldovei există câteva localuri celebre frecventate de-a lungul anilor de scriitori celebri, membri ai societății Junimea. Unul dintre cele mai cunoscute este Bolta Rece, aflat pe Strada Rece, cunoscută pentru numeroasele sale pivnițe. Prima mențiune documentată a acestui local datează din 17 ianuarie 1786, iar clădirea sa păstrează trăsături arhitecturale tradiționale moldovenești, inclusiv o prispă. Bolta Rece a fost un punct de întâlnire pentru membrii Junimii, un loc unde, după petreceri fastuoase, aceștia se strângeau pentru discuții și povestiri interesante, savurând vinurile din pivnița localului. Astfel, localul a fost cunoscut multă vreme sub numele de Universitatea Vinurilor. Aici au avut loc întâlniri memorabile între Ion Creangă și Mihai Eminescu, cei doi mari scriitori discutând și împărtășind păreri într-o încăpere retrasă până în orele dimineții. Dovada acestui moment este o scrisoare trimisă de Eminescu către Veronica Micle, în care menționează legătura cu Creangă la Bolta Rece. Un alt local, Hanul Trei Sarmale, a fost unul dintre locurile preferate de mari scriitori care au trecut prin Iași. Aici trecătorii erau serviți cu trei sarmale și vinuri din podgoriile din Iași. Hanul a fost frecventat de personalități ca Vasile Alexandri, Ion Creangă, Mihai Eminescu și alții. Însă, în ciuda istoriei sale bogate, acesta a fost demolat în aprilie 2022, după ce în 2020 se emisese un certificat pentru reabilitarea lui. Multe dintre localurile frecventate de Eminescu și Creangă au rămas doar în amintirile locuitorilor din Iași, iar istoricii susțin că aceștia se simțeau cel mai confortabil în crâșmele mahalalelor, cum ar fi bolțile lui Amira sau crâșma lui Țăru din Târgușor, relatează click.ro.